O echipă a postului de televiziune Media TV Media a decis să sărbătorească Valentine's Day într-o manieră mai aparte. A participat alături de alți colegi de braslă la activitatea intitulată Inițiere în suportul vital de bază la adult și copil, instruire asigurată de instructorii SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Jumătate dintre victimele accidentelor rutiere mor înainte să ajungă echipajele de urgență. Acești oameni ar putea fi salvați dacă fiecare dintre noi ar ști să acorde primul ajutor. Aproximativ 70.000 de români aflați în situații de urgență mor anual din cauza faptului că nu sunt resuscitați la timp. Din momentul în care este efectuat apelul la numărul de urgență 112 și până când ajunge echipajul de salvare, pot trece între 6 și 8 minute, uneori și mai mult. Iar cu fiecare minut în care se întârzi acordarea primului ajutor, șansele de supraviețuire scad cu 10%. De aceea, primul ajutor acordat pe loc poate face diferența între viață și moarte. În acest context, instructorii SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au organizat pentru jurnaliștii din Constanța o activitate de inițiere în acordarea primului ajutor de bază la Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență. Jurnaliștii, la fel ca și copiii, sunt niște discipoli foarte buni pentru că ei diseminează cel mai bine informația către cetățenii de acasă și în plus sunteți tot timpul pe teren și veniți în contact cu oamenii de toate vârstele și în diferite medii. Din punctul nostru de vedere este important să știți care este ABC-ul primului ajutor de bază, cum spunem noi, și de aceea am inițiat această activitate de pregătire în suportul vital de bază la adult și copil. Urmă să ne spuneți ceea ce am învățat astăzi, ceea ce am asimilat în câteva ore. O să ne permită mai târziu să acordăm primul ajutor? Vom fi în măsură să acordăm primul ajutor? Că nu este. Cel puțin veți fi în măsură să nu-i faceți rău unei persoane aflată într-o situație de urgență. Asta este foarte important, să nu-i faceți rău. Apoi, cu ceea ce ați dobândit aici și sub coordonarea celor de la dispeceratul medical în momentul apelului pe 112, vă veți reaminti tot ce ați făcut aici și veți putea să-l ajutați pe cel aflat în imposibilitate de a se ajuta singur. Câte persoane ați instruit până acum, aș vrea eu să știu? În centrul Constanțean, în aproximativ un an și două luni de când a devenit operațional, au trecut peste 200 de persoane, pompieri și jandarmi, care au făcut cursuri de prim ajutor calificat și prim ajutor de bază. Ce vă propuneți în continuare? Vă dați seama că în continuare ne dorim să continuăm această activitate de instruire, să pregătim cât mai mulți oameni și, bineînțeles, și cu această activitate de astăzi dorim să ajungem cât mai aproape de cetățeni și chiar și civilii să aibă acces la cursuri de pregătire în domeniul primului ajutor de bază. La solicitarea jurnaliștilor, temele abordate au inclus și manevre de prim ajutor în cazul producerii fracturilor, arsurilor, convulsiilor, a persoanelor înecate și recunoașterea accidentelor vasculare cerebrale. Activitatea a avut un format interactiv astfel încât fiecare dintre cei prezenți au avut ocazia să execute sub îndrumarea instructorilor manevrele prezentate. Cursul de astăzi mi s-a părut mai greu decât, să zic așa, o salvare de la televizor sau scenele de salvare unei vieți văzute într-un film sau la televizor mi se păreau foarte ușoare și la îndemâna oricui. Astăzi când am aplicat teoria mi s-a părut foarte greu și mi-am dat seama în acel moment că nu trebuie să te aventurezi în a încerca să salvezi viața cuiva dacă nu știi exact cum să faci acest lucru. Pentru că ceea ce îți imaginezi că victimei i-ar face bine, iar putea aduce rău sau iar agrava situația. Am înțeles că e important să ai cursurile complete și să le aplici în situațiile de criză. Deci să înțelegem că nu te vei mulțumi cu ce ai învățat astăzi, nici curaj nu-ți dă să aplici ceea ce ai învățat și vei vrea să aprofundezi. Da, și asta în cel mai scurt timp. Cursurile de astăzi, așa minimale cât au fost, mi-au deschis dorința de a învăța cât mai multe, pentru că e foarte important când te întâlnești cu o situație de acest gen să fii sprijin pentru acea persoană. Cum a fost astăzi la aceste cursuri? Extrem de interesant, extrem de educativ. Cursul a fost predat de profesioniști în meseria noastră. Este extrem de important.
vital chiar câteodată. Ne-am întâlnit adesea cu situații de genul celor pe care le-au descris dânsii. N-am intervenit, slavă Domnului, pentru că astăzi, iată, am învățat de ce se intervine și de ce nu se intervine. Și cred că mai important e de ce nu. Motivația pentru intervenție fiind evidentă, nu? Salvezi viața unui om, dar adesea poți să-i faci rău. M-am aflat multe lucruri interesante. Iată povestea asta cu defibrilatorul, despre care nu știam, poate fi folosit de oricine. Cred că ar trebui să facă parte clar din trusele nici măcar de intervenție, de prim ajutor minim, la instituții, la școli, la grădinițe, la noi, la oricine. Și multe, multe lucruri. Cred că toată lumea ar trebui să facă acest curs, indiferent de pregătire de profesie. Te vei încumeta să salvezi vieți după acest curs? Dacă un om să aibă nevoie de ajutor, cum te vei comporta într-o situație de acest gen? Silvia, nu. Nu. Am să fac cursul complet, pentru că ce am primit astăzi a fost așa, un stadiu incipient al informației. Și dacă astăzi a fost atât de interesant, mă gândesc că în cursul complet vom afla într-adevăr multe lucruri, dar dincolo de informația în sine, noi avem nevoie de, sau cel puțin la mine asta a fost problema, pregătirea psihică și reacția psihică în acel moment. Aia e foarte importantă, că de acolo pleacă și reacțiile fizice. Și atunci răspunsul este, dacă e ceva de viață și de moarte, probabil că o să încerc. Dar dacă nu, o să fac cât mai repede acest curs, pentru că apoi da, să pot aplica ce am învățat aici cu adevărat. Situațiile în care este necesar primul ajutor pot fi foarte diferite, dar cel care acordă primul ajutor va trebui să urmeze 4 pași indiferent de situație. Să-și ia măsuri de siguranță, să evalueze starea victimei, să solicite ajutorul și să asigure primul ajutor.